ultima parte a discuției noastre din această seară cu foștii fotbaliști, actualmente antrenori la Academica Transilvania Târgu Mureș, Cosmin Vancea și Ciprian Botoșer. Ne întreabă lumea pe Facebook, în special pe tine, Cosmine, dar aceeași întrebare o să o adresez și lui Ciprian. Care ar fi modelul de antrenor? Ai lucrat cu suficient de mulți. Modelul de antrenor? Aș vrea să cred că aș fi un model de cu antrenor. Cu siguranță ofensiv. Nu Ioan Ovidiu Sabău, cel care e obișnuit cu curățenia. Curățenia. Aș vrea să adopt un stil ofensiv. Acum nu știu cât voi reuși. De antrenor e prea devreme să vorbesc eu de stilul meu de antrenor. Sunt antrenor de 2 săptămâni. N-aș fi crezut vreodată, cel puțin, că o să fiu 100% antrenor niciodată. N-am... Te-a convins Rareș Vârtic? M-a convins, da. Nu, chiar n-aș fi crezut. Chiar îi spuneam, orice pot să fac aici, dacă vrei te ajut la clubul ăsta, dar nu antrenor. Da, prietenia, principiile care le-am văzut la clubul ăsta, modul în care au reușit să managerieze niște lucruri care sunt foarte dificile în ziua de astăzi, în special relația cu părinții copiilor, care toată lumea știe că este o problemă mare. Aici mi se pare ceea ce mi-a plăcut foarte mult și pentru care cred în proiectul ăsta Academica în Transilvania este modul în care abordează antrenorii clubului Luci Chețan, Vlad Țipău, Didi Zagon, Boto, Rareș. Adică ei pun accent foarte mult pe creșterea și educația copiilor. Nu își mint părinții spunându-le al tău o să fie cel mai bun fotbalist, al tău, nu, dimpotrivă. Le spune sunt șanse mici ca acești copii să devină fotbaliști mari. Ne axăm pe mișcare, sport, educație. Și funcționează. Mai greu, dar funcționează. Părinții au înțeles mesajul acesta. Care nu l-au înțeles, au fost liberi să plece fără să li se pună absolut nicio piedică. Fie că e de la echipa mare, fie că e de la juniori. Mulți au plecat, aproape la fel de mulți au vrut să se întoarcă, n-au putut să se întoarcă. Pentru că odată ce ai plecat, că ți-a fost rău, de ce ai vrea să vii înapoi? Unde a fost rău odată? Nu suntem Ion Marin și Florin Marin să antrenăm aceeași echipă de 100 de ori. Sau mai sunt, Nicolo Napoli la Craiova, acum am văzut că e al 8-a de descălecare. Da. Și e un proiect foarte, foarte frumos, în care cred cu tărie. Cipri, o să revenim la ce înseamnă parcursul de până acum al Academicii Transilvania, cu promisiunea pentru telespectator că o să discutăm subiectul Academica Transilvania chiar cu președintele Rareș Vârtic. Asta, bineînțeles, dacă o să-l conving să vină iarăși în emisiune, că el e mai greu de urnit. Preferă, cred că, să trimită alți soldați, mesageri. Da? Da. Care ar fi modelul de antrenor? Ai lucrat, chiar mulți ai avut. Da, am avut mulți antrenori, dar eu mă axez doar pe portari și aici la Academica. Încerc să fac ce știu. Nu știu dacă mi s-ar potrivi să fiu antrenor principal. Îmi plac copiii foarte mult. Ai câțiva puși foarte talentați? Am. Chiar am și sunt foarte mândru de ei. Mi-ar fi plăcut să mă ocup mai mult, să am timp să mă ocup mai mult, dar am avut o mică pauză pentru că nu puteam trăi numai din chestia asta, chiar nu puteam trăi, am și 3 copii și nu-mi permiteam. Mi-am făcut o mică afacere și acum am revenit. Veneam de 2 ori pe săptămână, acum o să încerc să vin de mai multe ori, dar mă ocup doar de portari și ca modele, nu știu mie, eu m-am înțeles foarte, foarte bine cu domnul Fechetecaru, care l-am avut aici la SEA, un om extraordinar și foarte mult am învățat. După ce m-am lăsat, chiar am vrut să facem ceva împreună, dar dânsul a plecat atunci și n-am mai reușit să facem proiectul împreună, dar foarte mult de la el am învățat și răbdarea lui și stilul lui de lucru. Era un psiholog foarte bun și pe mine chiar m-a învățat foarte multe lucruri. Deși l-am avut și pe domnul Nalaț de la Bistrița, care a scos niște portari pe Eugen, pe Emma Dolha, pe Albuț, Greab, care acum apără la, la Argeș, la FC Argeș. Chiar am avut antrenor bun de portari. Și încerc să am stilul propriu. Încerc.
Avem totuși niște antrenori buni de portari. Pe mine mă miră cum de nou selecționer, fostul tău antrenor al lui Cosmin, nu? Edi Ordănescu, poate să lucreze cu oamenii federației. Aici mă gândesc la Leontin Toader. Portar bunicel așa la Rapid, dar cred că avem și alții care sunt peste, așa că oricând fostul manager Daniel Stanciu, probabil că este așteptat cu brațele deschise la Federația Română de Fotbal. Pentru mine va fi foarte interesant ce le va spune Edi Ordănescu lui Chiricheș, lui Răzvan Marin, când o să intre în vestiarul echipei naționale și o să zic că cea mai mare performanță a lui ca fotbalist este că o fi dat vreo 2-3 goluri la Diplomatic Focșan. Pentru asta e, asta e o nedumerire de-a mea. Vă dați seama că sunt amărât că nu s-au înțeles cei de la Federația Română de Fotbal cu domnul dr. Beloni, dar asta este. Probabil că profesionismul unora și profesionismul altora sunt divergente. Pe finalul acestei emisiuni mai avem câteva minute. Cosmine, cum găsești în momentul de față Liga 4? Ciprian lucrează de 4 ani la Academica. Cum vezi nivelul? Obiectivul nu este promovarea cum e la alții. Vorbeam nu, săptămâna trecută să facem o glumă, noi am avut obiectiv retrogradarea. Singurul nostru obiectiv este să... Adică echipa aceasta de Liga 4 a fost creată doar pentru ca juniorii care se apropie de 18 ani, pentru că dacă mă întrebați pe mine, juniorii 18 ani, mai nou juniorii 21 la noi și poate ajungem și la 25 în curând, să fim toți juniori. Să aibă o continuitate, să încercăm să îi folosim. Noi folosim doar juniori care sunt născuți în 2005-2006. Acum o să vină cei din 2007. Sunt câțiva băieți foarte ambițioși și foarte talentați care vor veni la echipa mare la antrenament și vor încerca să intre. Vor începe să intre în teren. Vă dați seama că avem dacă am avea alte obiective, n-am folosit juniori de 16 ani sau de 15 ani, pentru că găsești de 21 de ani care clar au un aport mai bun. Dar nu punem preț pe asta. Chiar ne axăm doar pe buna dispoziție. Avem niște jucători și seniori care vin exclusiv de plăcere. Doar asta încercăm să le oferim, plăcere, pentru că nu ne permitem să-i plătim. Și atunci singurul motiv pentru care ei vin acolo este plăcere. Atât, nimic altceva. Avem o bază, din punctul meu de vedere, ce am văzut și la altele, până acum în județul Mureș, în Liga 4, mult peste altele, adică un teren de iarbă care a fost refăcută suprafața, două terenuri sintetice, în interior, condiții foarte, foarte bune. Iar referitor la nivelul Liga 4, care l-am văzut, am auzit, mi-au mai zis mulți cum e, până nu l-am văzut, n-am crezut. Este surprinzător de slab, din punctul meu de vedere. Având în vedere câte echipe sunt, 18 echipe într-o Liga 4, mi se pare un număr enorm, uitându-ne la calitatea, este foarte, foarte slabă. Poate nu să vreau să supăr pe nimeni. Poate să vă nu vreau să spun că noi am fi sau că eu sunt. Un pic, uite că încet, încet, să nu-ți uiți ideea, încet, încet, e o observație. Rareș Vârtic, Cosmin Vancea, Ciprian Botoșer, Darius Miclea, Romulus Miclea, Flaviu Șonfălean, oameni care au jucat, nu s-au făcut de râs, la nivelul primei ligi, la nivelul ligii a doua, ar trebui să ridice. Și sperăm să fie așa. Eu calitatea cred că, fotbalului la Liga 4. Locul 1 își va juca un baraj cu nu știu ce județ. În momentul de față, locul 1 de la noi, care este MS sau aceste Târgu Mureș, din rezultatele care le-am văzut în seria lor, n-au avut adversar. Adică ei nu știu la ce nivel sunt acum. Ca să vezi la ce nivel ești, ai nevoie singur de niște adversari care să-ți opună o rezistență. Până acum i-au bătut 14-0, 12-0, scorul de handbal. Singurul meci greu cu ASEAU. Da, și acolo au jucat în 10, din minutul 10 sau 9 ACS-ul. Deci tot au câștigat cu 2-0. Adică mi se pare diferență și între ei. 6-0 la început de drum, nu pot să imită. Părerea mea, pretenții, nu i-am văzut jucând. Nu știu. No. Noi vrem doar să ne distrăm, să ne simțim bine și să încercăm să le inspirăm copiilor o plăcere. Să aibă o continuitate. Sper să reușim. Nu e ușor, e un drum foarte lung. Pentru că nu suntem susținuți de primării, nu avem niște oameni cu suflet mare care mai sponsorizează puțin cât pot și ei, dar nu e suficient pentru a te gândi la următorul pas, însemnând o promovare. Categoric nu. Și atunci noi suntem și femeie de servici, și bucătari, și antrenori, și DJ când trebuie pentru parturile copiilor. Și DJ, și, deci noi facem tot acolo la clubul ăla. Noi suntem cu curățenie, pentru că nu ne permitem altceva. Și atunci
încercăm. Poate cineva la un moment dat o să vadă că e un proiect sănătos, fără interese, fără ascunzișuri, fără încercare de a scoate niște bani de undeva și atunci mă gândesc că o să fi și oameni care caută lucrul ăsta să susțină în viitor. Nu știu, încercăm. Ciprian, în foarte scurt, într-un minut, de ce ar trebui să aleagă un părinte să-și ducă copilul la Academica Transilvania Târgu Mureș? După părerea mea, după simplu fapt că la Academica antrenează niște foști fotbaliști. Nu știu, poate greșesc, dar eu așa gândesc. Eu dacă aș alege pentru copilul meu, asta aș alege. Să-l duc la un fost fotbalist care... Acum nu vreau să zic de alți antrenori, chiar nu mă interesează și nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni, dar eu așa aș face ca părinte. Avem un proiect sănătos și încercăm să le oferim continuitate. Nu știu cât vom reuși. Am avut un meci chiar recent în cupă unde am băgat doar copii, 2005, 2006, 2007. Și asta încercăm, să-i ținem lângă noi, să le inspirăm din încrederea noastră și din ce am învățat noi, să învățăm și pe ei câte puțin și să răzbească în fotbalul ăsta care, din păcate, merge tot în jos, tot în jos. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și aș vrea o completare. Academica Transilvania, așa cum e, cu un proiect mic, dar ambițios, cu oameni care se pricep, este clubul care, din când în când, se mai gândește și la gloriile fotbalistice târgu mureșene. L-am văzut de atâtea ori acolo, pe domnul profesor George Ciorceri. Da. A venit domnul doctor Beloni la o întâlnire cu staful tehnic. Deci, iată că se poate. Dacă vrei să ai un viitor în fotbal, trebuie, în primul rând, să-ți cunoști istoria și, har Domnului, Târgu Mureșu are o istorie fotbalistică foarte importantă. Cosmin Vancea, Ciprian Botoșer, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și noi. Doamnelor mulțumesc. Și domnilor, cele bune tuturor. Până săptămâna viitoare, sănătate multă. La revedere!